Bună dimineața, dragi elevi, stimați colegi, stimați părinți. Iată ne ajungi la finalul unui nou an școlar, 2022-2023. Un an școlar care, din fericire, nu s-a mai desfășurat sub semnul pandemiei. Pentru început, o să vă rog să ascultăm imnul național al României și Gaudeamus. Thank you.
Da, mulțumim domnului profesor Iulian Halip, cel care astăzi este anfitrionul nostru la stație, așa cum a fost și la cursul Festival Claselor a 12-a. Da, vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care sunteți prezenți la această festivitate, oficialităților, domnului primar Bogdan Loghin, domnului consilier local Constantin Lucian, membru al Consiliului de Administrație al unității noastre școlare și care, în generozitatea domniei sale, o să vă mai spun pe parcurs, ne-a finanțat premierea elevilor care anul acesta au obținut media generală 10 și nu sunt deloc puțini, sunt 25 numai la clasele 5, 7 și 9, 11. De asemenea, alături de mine se află doamna director adjunct Luminița Lăzărescu și doamna consilier educativ Leon Postolache Miriam, precum și reprezentantul părinților, domnul Bogdan Horodincă, de asemenea membru în Consiliul de Administrație și care pe parcursul celor 4 ani, cât a fost părinte al ultimului dintre copii, a fost alături de noi permanent. O să-l rog pe domnul primar, Bogdan Loghin, să ne transmită un mesaj din partea autorităților publice locale. Bună ziua! Mulțumesc, domnule director, domnul director adjunct, doamna profesor Miriam Leon, domnule Bogdan Horodincă și, în ultimul rând, domnule consilier Constantin Lucian. Mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră și vreau să vă urez succes pe toate palierele. Vreau să punctez faptul că, așa după cum am promis, am fost alături de colegiul Eudoxiu Hurmuzac în continuare și am rezolvat problemele din punct de vedere tehnic care au fost și nu au fost puține. În continuare, m-am activat pentru a putea găsi soluții să renovăm și internatul care este aici în stânga noastră și în scurt timp vom rezolva și această problemă. Dar nu pe aceste lucruri vreau să insist. Vreau să spun că voi milita din acest moment pentru drepturile educației sau a sistemului educațional. Nu mi se pare normal ca să se ajungă în situații de criză, așa cum au mai fost, și părinții și elevii să aibă de suferit. Ca să nu mai spunem de cadrele didactice, care sunt vârful de lance în această luptă pentru ca dumneavoastră să aveți un viitor remarcabil, pe care îl veți avea. În întâlnirile pe care le voi avea în următoarea perioadă, voi ridica aceste probleme și atât cât va conta părerea mea, vă asigur că voi lua toate aceste măsuri. Fără un triaj educațional corespunzător, fără să punem accentul pe educație și pe cercetare și să o ducem la rangul la care ne așteptăm cu toții, România nu va avea niciun viitor. Și nu sunt niște cuvinte aruncate acum pentru a îmbrăca tot ce s-a întâmplat. Dar înțelegem, dacă din punct de vedere economic este foarte greu de gestionat o predictibilitate în acest sens, eu consider că, așa cu puțină atenție, o predictibilitate în sistemul educațional ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toți. Mulțumesc și domnilor. Da, mulțumim, domnule primar. Este adevărat, a fost un sfârșit de an școlar așa cum nu-l anticipam poate nici cu o săptămână, două înainte de începerea grevei, dar până la urmă greva este un conflict social și juridic de muncă, absolut firesc într-o societate democratică în care reprezentanții autorităților și reprezentanții angajaților negociază pentru a găsi soluții în vederea funcționării sistemului în parametri optimi. În cele din urmă s-au găsit o parte dintre soluții, nu atât cât au formulat greviștii, câte au revendicat. Să sperăm că pe parcurs se va găsi soluție la toate aceste revendicări pe care angajații din sistemul de învățământ le au și nu e vorba doar despre revendicări în folosul lor, ci despre revendicări care să ajute sistemul și, prin urmare, în mod direct, să fie în beneficiul elevilor, cei care sunt beneficiarii direcții ai procesului educațional. În cele din urmă am reușit să reluăm anul școlar pe acest final, în ultima săptămână. L-am încheiat cu brio, toți elevii le-au fost încheiate situațiile școlare tuturor elevilor.
Toți absolvenții au fost înscriși la examenul de bacalaureat, care, cel puțin din perspectiva probelor scrise, va avea loc conform calendarului. Pentru noi a fost un an mai special, a fost anul în care Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi a împlinit 150 de ani de existență, 150 de ani în care colegiul s-a, sub diversele sale denumiri avute de-a lungul timpului, a fost în slujba comunității, în slujba colectivității locale. O bună parte dintre cei care au locuit de-a lungul timpului în Rădăuți au fost produsul acestei școli în acest secol și jumătate de existență, perioadă în care unitatea școlară se poate mândri cu numeroase personalități pe care le-a dat lumii academice, politice, economice, nu doar de la nivel local, ci și de la nivel național, pentru că au fost și miniștri din rândul absolvenților Colegiului Eudoxiu Hurmuzachi. Prin urmare, avem cu ce ne mândri, iar sloganul pe care l-am folosit pe parcursul acestui an și nu numai, tradiție, excelență, performanță, cred că sugerează foarte bine ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui secol și jumătate de existență și ar trebui să le fim recunoscători tuturor înaintașilor noștri care au contribuit la construirea prestigiului unității noastre școlare, iar noi avem misiunea, obligația să ducem mai departe această tradiție, atât corpul profesoral, cât și elevii noștri care în ultimii ani, nu doar în ultimii ani, ci de-a lungul timpului, nu ne-au dezamăgit și o să vedeți astăzi o listă întreagă de premii, de elevii premiați pe care împreună cu doamna director adjunct, cu doamna consilier educativ și cu domnii diriginții o vom citi și vom face această premiere. Așadar, la acest ceas aniversar, doresc să mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au implicat în activitățile care s-au derulat pe parcursul lunii noiembrie și nu numai, în celebrarea acestui moment deosebit și unic pe care colegiul nostru l-a trăit pe parcursul acestui an. Aș dori să le mulțumesc și partenerilor noștri media care s-au aflat alături de noi și care au preluat informații, știri și le-au publicat, pentru că este obligația noastră să popularizăm, să facem cunoscute rezultatele obținute de-a lungul timpului. Astfel, presa locală este și astăzi alături de noi prin publicația Rădăuți Ziar, care transmite online această festivitate, motiv pentru care îi mulțumim domnului Corneliu Cârdeiu. Dar și presa județeană a fost alături de noi, publicându-ne permanent materiale, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, News Bucovina, Smart Suceava, Viva FM, au fost publicații care au transmis și comunicat publicului permanent informații despre unitatea noastră școlară, fiind astfel extrem de vizibil și cunoscuți la nivelul județului, pentru că dacă nu popularizăm aceste rezultate și le păstrăm într-un cerc închis, doar în rândul nostru, al celor care suntem comunitatea școlară sau cel mult în rândul comunității locale, nu suntem vizibili și nu suntem foarte cunoscuți. În același timp însă, această vizibilitate a fost și rodul performanțelor deosebite pe care le-au obținut foștii noștri absolvenți, studenți la diverse universități din țară și care au promovat numele colegiului nostru în rândul comunităților academice de la nivel național. Nu pot decât să vă urez succes în continuare. Pentru voi va urma o perioadă de relaxare, o bine meritată și plăcută vacanță. Până atunci însă să-i premiem, să le mulțumim în felul acesta pe cei mai performanți dintre voi. De aceea o să rog pe doamna director adjunct, Luminița Lăzărescu, să dea citire unei foarte, foarte lungi liste de elevi care au obținut rezultate remarcabile, premii, mențiuni și premii speciale la olimpiade și concursuri școlare, iar lista conține doar acele rezultate care au fost obținute cel puțin la nivel județean, dar au fost obținute și rezultate remarcabile la nivel național și aș putea menționa 3 premii întâi și un premiu 2 la olimpiadele naționale obținute pe parcursul acestui an și la momentul potrivit o să menționăm și elevii și cadrele didactice care i-au coordonat și îndrumat în obținerea acestor performanțe. Să sperăm că vremea va fi prietenoasă cu noi până la final. Estimez că această festivitate va dura cel mult o oră și jumătate.
Și în continuare, o rog pe doamna director adjunct să dea citire elevilor care au obținut performanțele despre care v-am spus. V-aș ruga să fiți atenți, pentru că este rodul muncii și efortului depus de colegii voștri și măcar atât putem face și noi să le publicăm, să le facem publice numele atât cât de mult putem. Stimați invitați, distinși colegi, dragi elevi, anul acesta a fost un an deosebit care a reconfirmat valoarea colegiului nostru și, așa cum spunea domnul director, ne bucurăm să fim împreună în această clipă de bilanț a unui an școlar atât de încărcat de performanță și mărturie a excelenței educației pe care Colegiul Național o oferă. În continuare, voi da citire listei performanțelor obținute de elevi îndrumați de profesorii noștri la diferite faze ale olimpiadelor școlare și etape ale concursurilor pe discipline și interdisciplinar. Și voi începe cu limba română. A concursul național de reviste școlare și jurnalistică, colectivul de redacție format din Calancea Ingrid, Nicol Lupancu Gabriela, Olica Nicolae, Molea Maria, Sosnovici Adriana, Sfârnaciuc Matei, Ungurean Paula, îndrumați de profesor Hali Beatrice, Halip Iulian, Secla Necangela, Anfimov Cristina, Leon Miriam, au obținut premiul de laureat la etapa județeană și, de asemenea, distinția de laureat la etapa națională, marcând un parcurs de 99 de ani de apariție continuă. Proiectul regional de creație literară Intergal Cultura, Olimpiada Poveștilor, se remarcă prin un premiu întâi obținut de eleva Solovăstru Georgiana din 10C și un premiu doi obținut de eleva Cosmeniuc Ariadna din clasa a 7-a, îndrumați de profesor Halip Beatrice. La Olimpiada de Lingvistică, eleva Tablan Alexia din clasa 11-C a obținut premiul întâi la etapa județeană și a participat la etapa națională, coordonată de profesor Epatov Maria. La Olimpiada de Limba și Literatura Română, eleva Calancea Ingrid, obținând premiul 2 la etapa județeană, a participat la etapa națională, coordonată de doamna profesor Halip Beatrice. La Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, eleva Aga Daria din clasa 10-E a obținut premiul al doilea, eleva Sauciuc Bianca din clasa 11-F a obținut mențiune, elevele fiind coordonate de doamna profesor Epatov Maria. La același concurs, eleva Lungu Corina din clasa 10-C a obținut mențiune, coordonată de doamna profesor Halip Beatrice. La Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească, eleva Molea Maria din clasa 11-G a obținut premiul întâi. Elevul Onesemiuc Ioan din clasa 11-C a obținut mențiune. Elevii au fost coordonați de doamnele profesoare de limba română Halip Beatrice și Epatov Maria și de doamna profesoară de religie Leon Postolache Miriam. La concursul național Tinere Condeie, eleva Susnovici Adriana din clasa 12-B a obținut la etapa județeană premiul întâi și distinția de laureat, calificându-se la etapa națională. Eleva Solovăstru Georgiana din clasa 10-C a obținut premiul întâi. Eleva Tucaliuc Naomi din clasa 10-C de asemenea premiul întâi, elevele fiind coordonate de profesoara Halip Beatrice. La același concurs, eleva Bușdei Loriana din clasa 10-a a obținut distinția de laureat și premiul întâi la etapa județeană, eleva Rusu Denisa din 10-E premiul al doilea, elevul Cristian Viorel tot din clasa 10-E premiul al treilea, elevi coordonați de doamna profesoară Epatov Maria. La festivalul concurs Video Art, echipajul format din Alexia Tablan, Emanuela Ciornei din 11C a participat, obținând o diplomă de participare. De asemenea, echipajul format din elevii Bodnărescu Cristian și Prelipcean Rareș din clasa 11B a obținut o diplomă de participare, elevi coordonați de doamna profesor Epatov Maria.
La concursul internațional de dramaturgie Matei Lișnec, eleva Moloces Vera Irina din clasa 11-D a obținut premiul întâi la această etapă internațională, coordonator profesor Chifan Alexandra. La concursul festival Ce de idei în cărți, secțiunea machetă, echipajul format din Vasilovski Teona, Ariadna Cosminiuc, Ionese Alexandra din clasa 7 a obținut la etapa județeană premiul întâi, calificându-se la etapa națională, coordonat de doamna profesor Halit Beatriz. De asemenea, echipajul format din Vatra Elena, Cărdei Maria, Țugui, Andra din clasa 9B s-a calificat obținând, la etapa națională, obținând de asemenea premiul întâi la etapa județeană, elevii fiind coordonați de doamna profesor Sehla Necangela. Festivalul județean de poezie Nikita în luna lui Marte ne aduce un premiu special prin eleva Susnovici Adriana din clasa 12-B, coordonator profesor Halit Beatriz. La concursul județean Aripile Creației, Aga Daria din clasa 10-E, Bujdei Loriana din clasa 10-E, Rusu Denisa din clasa 10-E, obțin premiul întâi, coordonate de doamna profesoară Epatov Maria. La concursul transdisciplinar, absența prezenței, prezența absenței, eleva Nițu Daria din clasa 10-E obține la etapa interjudețeană premiul întâi, coordonate de profesor Epatov Maria. La disciplina limba engleză, Olimpiada de limba engleză are rezultate deosebite. Începem cu premiul întâi obținut la etapa județeană de către elevul Kiril Teodor din clasa 9D și diploma de participare la etapa națională, coordonator profesor Haiura Paula. Elevul Cârciu Tiberiu Teodor din clasa 11A, coordonat de Loredana Cârciu, obține premiul al treilea. Eleva Tablana Alexia din clasa 11C, eleva Paraschivei Larisa din 12B și obțin premiul 3, coordonator profesor Cârciu Loredana. Elevul Puiu Albert Gabriel din clasa 7 de asemenea obține premiul al treilea, coordonat de profesor Haiura Paula. Mențiuni obțin elevii Bujdei Leonte Ștefan din clasa 9B, Herdeș Sucedeanu Ioana din 9A, Savu Cosmina din 11C, Ciobaniuc Ariadna din 10E, primii elevi fiind coordonați de doamna profesor Cârciu Loredana, ultima de doamna profesor Cârdei Marinela. Festivalul concurs Ce de idei în cărți, secțiunea Book Trailer, obține premiul întâi echipajul format din Juravle George, Ciocârtău Ariana, Vlădean Raul și calificare la etapa națională, coordonator profesor Cârciu Loredana. La același concurs, un alt echipaj, la secțiunea Poster Digital, format din Asiminei Amelia, Miron Elisabeta, Prelipcean Teodor, obține la etapa județeană premiul întâi și se califică la etapa națională coordonator Cârciu Loredan. La Olimpiada Internațională, Hippo International English Olympiad, avem o listă impresionantă de nume care au obținut distinția de diplomă de participare la etapa interjudețeană și voi da citire. Mandic Miruna din 9B, Miron Elisabeta din 10A, Cârciu Teodor Tiberiu din 11A, coordonați de doamna profesor Cârciu Loredana. Elevii coordonați de doamna profesor Nanu Raluca la același concurs au obținut de asemenea diplome de participare, Asiminei Amelia din 10C, Strugaru Bianca, Tomașcu Alex, Andrus Ceac Elena, Nanu Tudor, Irimiță Matei Alexandru din clasa 6-a, Aramă Nicoleta și Creangă Teodora de asemenea din clasa 6-a. La concursul național de limbă engleză Mirnet Language Competition, Curea Laura din clasa 10-E obține la nivel național diplomă de participare coordonată de profesor Cârdei Marinela. La concursul național 2023 Shakespeare School Essay Competition, Curea Laura Caterina, coordonată de doamna profesor Cârdei Marinela, obține o diplomă de participare la nivel național, de asemenea Criucov Miruna din clasa 10-D,
o diplomă de participare coordonator doamna profesor Haiura Paula. Anul acesta au susținut certificare pentru obținerea examen pentru obținerea certificării lingvistice Cambridge, 110 elevi, 44 pentru first și 66 pentru advanced și în toamnă, deci când vor veni diplomele, ne vom bucura împreună de rezultatele lor. La limba franceză, Olimpiada de limba franceză, Moloce Daria din clasa 9 obține o mențiune la etapa județeană, coordonator profesor Juravle Raluca. La limba germană, la Olimpiada de limba germană modernă, eleva Pătrăucean Bianca din clasa 11E obține premiul întâi la etapa județeană și premiul întâi la etapa națională, coordonator doamna profesor Anton Elena. Elevele, Molea Maria, din clasa 11C, obține de asemenea premiul întâi la județeană, se califică la etapa națională. Vicol Claudiu, din clasa 7, de asemenea premiul întâi la județ, eleva Prickmeyer Elizabeth, premiul 2 la județ, eleva Moroșan, elevii fiind coordonați de doamna profesor Popovici Angelica, la aceeași competiție, Moroșan Ioana din 11E obține premiul al doilea, Olenii Georgiana din 11E premiul al treilea, coordonate de doamna profesor Anton Elena, iar Brechleanara Maria din clasa 11C obține mențiune coordonator profesor Popovici Angelica. La concursul Goethe, Moldovana Antonia din 11G obține premiul întâi, Vicol Claudiu de asemenea premiul întâi, Narița Maria din clasa 5 premiul 2, Prickmeyer Elizabeth din clasa 7 premiul al doilea, Mitric Ligia din clasa 10-a de premiul al doilea, Florian Eduard din clasa 10-a C premiul al treilea, Molea Maria din clasa 11-a G premiul al treilea, Bejenariu Teodora din 10 de mențiune și Băieșul Andrei din clasa 5-a mențiune. Toți elevii coordonați de doamna profesor Popovici Angelica. La concursul interjudețean de cultură civică, cetățean european, concurs cuprins în calendarul de activități regionale, Istrătoaie Gabriela și Mutescu Ciprian din 11C obțin premiul al treilea coordonați de doamna profesor Popovici Angelica. La limba italiană modernă, Olimpiada de limba italiană modernă, Juravle Giorgio Alexandru din 11E obține la județ premiul întâi și la națională premiul al doilea, coordonator domnul profesor Ungurean Marcer. La disciplina matematică, rezultate deosebite în acest an. La Olimpiada Națională de Matematică, Ioane Alexandru din clasa 9B obține mențiune, coordonator doamna profesor Bumbu Otilia. La județ, da. Concursul Național de Matematică, Matemaniada, etapa 1 online, Fornaro Maria Angela din clasa 5 obține premiul 2 la etapa națională, eleva Strugaru Loredana. La concursul Național de Matematică Aplicată, Adolf Haimovici, eleva Solovăstru Georgiana din 10 ce obține premiul al treilea, Cosmin Sava din 11C obține premiul întâi, se califică de la județ la etapa națională unde obține o medalie de bronz coordonat de profesor Strugariu Loredana. La concursul internațional de matematică aplicată, Cangurul Matematician 5-12, Fornaro Maria Angela din clasa 5-a obține la etapa națională premiul al treilea coordonată profesor Strugariu Loredana. La concursul național de matematică Comper, etapa a doua, aceeași elevă din clasa a cincea obține premiul 2 la etapa națională coordonată de doamna profesor Strugariu Loredana. La Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, secțiunea științe fundamentale, echipajul format din Sava Cosmin, Brehler Ana Maria, Văcaru Andra din clasa 11C obțin o mențiune la etapa județeană coordonator profesor Strugariu Loredana. La concursul național de matematică, Matemaniada, etapa a doua, eleva Fornaro Maria Angela din clasa 5-a obține premiul întâi la etapa națională, coordonată de profesor Strugaru Loredana. La concursul internațional Mathematics Sans Frontier, clasa 5-a și clasa 10-a C
participă, obțin o diplomă de participare la nivel internațional, echipajele, clasele fiind coordonate de profesorul Strugară Loredana și Ungurean Marcel. Disciplina fizică obține foarte multe rezultate prețioase anul acesta. Începem cu Olimpiada de fizică. Goru Davide Lorenzo din clasa 6 obține la etapa județeană premiul 1, Simota Ioan premiul 3 din clasa 6, Irimița Alexandru din clasa 6 premiul al 3-lea, Corbuleac Florin din clasa 9 a premiul al 3-lea, elevi coordonați de doamna profesor Chelba Mirela. Mențiuni la Olimpiada de fizică obțin următorii elevi: Alupae Mateo din clasa 6, Juravle Maria din clasa 10A, coordonați de doamna profesor Chelba Mirela, Sofroni Magdalena din clasa 9C, Vicola Lina din clasa 9C, Onică Nicolae din clasa 10C, Bădeliță David din 11B, coordonați de doamna profesor Cloșcă Valentina, și elevul Chirilă Teodor din clasa 9D, coordonat de domnul profesor Bodnărescu Adrian. La concursul național de fizică FI obțin distincții la nivel național următorii elevi: premiul 1, Irimița Alexandru, clasa 6, coordonator profesor Chelba Mirela, Cârciu Tiberiu Teodor din clasa 11A, premiul 1, coordonator profesor Cloșcă Valentina. La fel, premiul 1, Chifan Eduard Mario din 11A, coordonator profesor Cloșcă Valentina. Elevii: Chifan Albert din 10A, Mihalescu Laura din 12B, Solovăstru Georgiana din 10C, Coroamă Elena Doruța din 12C, obțin premiul al doilea, coordonator profesor Chelba Mirela și profesor Cloșcă Valentina. Elevul Nano Tudor din clasa 6, Simota Ioan din clasa 6, Goru Davide din clasa 6, obțin premiul al treilea, coordonator profesor Chelba Mirela. Elevii Onică Nicolae din clasa 10C, Moloce Anastasia din 12C, premiul al treilea, coordonați de doamna profesor Cloșcă Valentina. Mențiuni obțin elevii Corbuleac Florin din clasa 9A, Ilioi Gabriela din clasa 9A, coordonat de doamna profesoară Chelba Mirela. De asemenea, Juravle Maria din 10A, Prelipcean Teodor din 10A, Alupae Mateo din clasa 6, Aioane Alexandru din 9B, Puiu Cosmin. Elevii: Aioanei Alexandru, Puiu Cosmin din 10C, Surachi Denisa din 10C, Tiron Luca din 11A, Toșovanu Marius din 11A, Andrișan Valentin din 11B, Budeliță David din 11B, Bodnărescu Cristian din 11B, Calancea Alexandru din 11B, Hâș Daniela din 11B, Moroșa Antoni din 11B, Prichici Samuel, obțin mențiune la acest concurs, coordonate de doamna profesor Cloșcă Valentina și primii elevi coordonați de doamna profesor Chelba Mirela. Concursul Național Știință și Tehnologie ROSEF, la acest concurs, echipajul format din Buzi Cosmin, Florian Emilia, Radion Ioana din 11A, obțin premiul 2 la națională, coordonat de doamna profesor Cloșcă Valentina. Același echipaj la care se adaugă necelevii Florian Emilia, Lupancu Gabriela și Olărean Alexandra, la concursul național Souls for Tomorrow obțin la etapa națională premiul 1, coordonator doamna profesor Cloșcă Valentina. La concursul național de referate și comunicări științifice Ștefan Procopiu, elevii Buzi Cosmin, Prelipcean Rare din 11A, Prelipcean Rareș din 11B, Hâș Daniel din 11B, obțin la nivel național premiul 1, coordonator doamna profesor Cloșcă Valentina. Concursul național Zircon, Coșovanu Marius din 11A, premiul 2, Florian Emilia din 11A, premiul al 2-lea, Vicol Alina din 9C, premiul al 3-lea, Neamțu Melania din 10C, premiul al 3-lea, Onică Nicolae din 10C, premiul al 3-lea, Puiul Andrei
din 10C, premiul 3, Andrișan Valentin din 11B, premiul al 3-lea, Bida Teodora din 11B, premiul 3, Luca Tiron din 11A, premiul 3. Mențiuni: obțin următorii elevi la acest concurs: a Ioanei Alexandru 9B, a Lupai Alesia 9B, Dumitrescu Bianca 9B, Mandici Miruna 9B, Filimon Elisabeta 9C, Teleagă Ecaterina 9C, Solovăstru Georgiana 10C, Câmpan Tudor 10C, Halif Stefano 11A, Bădeliță David 11B, Timotei Ursescu 11B, elevii fiind coordonați de doamna profesor Cloșcă Valentina. La disciplina chimie participă și obțin rezultate frumoase meritorii la Olimpiada de Chimie: Filimon Elisabeta din 9C, premiul 1 la etapa județeană, și eleva Vicola Alina din 9C, premiul 2 la etapa județeană, coordonați de doamna profesor Gela Țofei. La concursul Zircon, elevii coordonați de doamna profesor Gela Țofei obțin următoarele rezultate: Onică Nicolae în clasa 10C, premiul al 2-lea, Vicola Alina din clasa 9C, premiul al 3-lea. Mențiuni obțin următorii elevi: Câmpan Tudor din 10C, Florean Edi din 10C, Neamțu Melania din 10C, Sirețchi Lavinia din 10C, Surachi Denisa din 10C. La concursul național Lazare Deleanu, elevii coordonați de doamna profesor Gela Țofei obțin următoarele rezultate: Filimon Elisabeta din 9C, premiul 2 la județ, se califică la național unde obține premiul al 3-lea, Vicol Alina 9C din etapa județeană obține mențiune, se califică la etapa națională obținând mențiune, Chiaburu Vlad Ioan obține mențiune la cele două etape. Concursul academician Cristofor Simionescu, eleva Filimon Elisabeta din 9C, elevul Sava Cosmin Ilie din 11C, eleva Solovăstru Georgiana din 10C, obțin fiecare premiul al 3-lea la etapa națională, coordonator profesor Țofei Gela. La disciplina istorie, Olimpiada de istorie vine anul acesta cu următoarele rezultate: Mihalescu Luca din clasa 9E obține la județ premiul 1, se califică la națională unde obține mențiune, cu pregătit de doamna profesor Pogorevici Gabriela. Eleva Gheorghiu Bianca din 10F și elevul Hrișcu Ervin obțin premiul al 3-lea la județ. Elevul Hrișcu Ervin se califică la națională și obține diplomă de participare, elevii fiind pregătiți de profesor Mitrofan Nicoleta. Elevii următori obțin mențiune: Bodnariuc Nicola din 10E, Cârstean Viorel din 10E, Prelicean Iulia din 10E, pregătiți de domnul profesor Puiu Adrian Nicolae. Elevii: Pătreucean Bianca din 11E, Teleagă Eliza din 11E, pregătiți de doamna profesor Pogorevici Gabriela. Eleva Moldovan Antonia din 11G, eleva Simionesi Denisa din 12E, pregătiți de doamna profesor Mitrofan Nicoleta. La concursul interjudețean Mihail Cogălnceanu și rolul său în crearea României moderne, premiul întâi este adus de elevi: Cârstean Viorel din 10E, Prelipcean Iulia din 10E, pregătiți de domnul profesor Puiu Adrian Nicolae. Elevul, de asemenea, elevul Homan Ștefan din 11F obține premiul întâi, pregătit de doamna profesor Pugorevici Gabriela. Eleva Bodnariuc Nicola obține premiul al doilea, profesor Puiu Adrian Nicolae. De asemenea, premiul 3 este obținut de eleva Curea Laura din clasa 10E, iar eleva Nițu Daria, tot din clasa 10E, obține mențiune, pregătiți de domnul profesor Puiu Adrian Nicolae. Elevul Kiril Andrei din clasa 7 obține la acest concurs premiul al doilea, pregătit de domnul profesor Bistrician Dumitru. La concursul Istorie și Societate în dimensiune virtuală se obțin următoarele rezultate: Radu Larisa din 11F, premiul al doilea, coordonată Pogorevici Gabriela Buzic Ioana, premiul al treilea Ailenei Sandomei din 11A, coordonator Pogorevici Gabriela Lăzărescu Antoneta. Mențiuni obțin următorii elevi:
Robu Zehra Teodora din clasa 10F, coordonator Mitrofan Nicoleta Buzic Ioana, Sfârnaciuc Denis din 10G, coordonator Pogorevici Gabriela Buzic Ioana, Florean Emilia din 11A, coordonator Pogorevici Gabriela Lăzărescu Antoneta, Lucian Sofia din 12A, coordonator profesor, profesor Mitrofan Nicoleta și coajă Gabriela. La Olimpiada Județeană Clio, elevul Puiu Albert Gabriel obține premiul întâi la etapa județeană și o mențiune este obținută de eleva Ionese Alexandra, coordonat de domnul profesor Bistrician Dumitru. De asemenea, la concursul transdisciplinar, absența prezenței, prezența absenței, eleva Popescu Delia Corina din 11G obține premiul al doilea, elevul Muntean Vasile din 11G obține premiul al treilea, coordonator profesor Mitrofan Nicoleta. La geografie, Olimpiada de geografie, elevul Alupae Mateo obține la etapa județeană premiul al treilea, Chirilă Bogdan din clasa 7, amândoi elevii, obține un premiu special, coordonator profesor Ciotău Daniela. La Olimpiada pentru clasele 9-12, Rusu Flavius din 10A și Câmpan Tudor din 10C obțin mențiune, coordonator profesor Ciotău Daniela și Lăzărescu Luminița. La Olimpiada Terra, eleva Tironeac Ruxandra din clasa 7-a obține premiul al treilea, Balan Cristian din clasa 7 obține mențiune, coordonator profesor Puiu Loredana, iar la concursul național GeoInfo Virtual, ediția a 7-a, elevii Rusu Flaviu din 10-a și Chelva Sergiu din 12-a obțin premiul al doilea, elevele Scutaru Emilia și Țicșa Adela, 12-e, respectiv 12-F, obțin mențiune, coordonator Lăzărescu Luminița, Ciotău Daniela. La activitatea de consiliere psihopedagogică, simpozionul județean Bune Practici în Consilierea Școlară, eleva Ruș Paula din 10F obține premiul întâi la etapa județeană, toți elevii, eleva este coordonată de Ardelean Mărioara. La concursul județean alegeri, secțiunea ESEU, Puiu Albert din clasa 7 obține premiul al treilea, Vasilovski Teona obține premiul al doilea, Prelipcean Sofia mențiune, elevii sunt în clasa 7, coordonator Ardelean Mărioara, profesor Halib Beatriz. La concursul național de consiliere școlară prin art-terapie Exprimă-te liber, Babiuc Ștefan Vlădean Raul obțin premiul întâi la județ și premiul întâi la națională, coordonator profesor Ardelean Mărioara. La același concurs, însă altă secțiune, desen, pictură, Mihalescu Patrick din 10G obține premiul al doilea, Rotar Veronica din 10G obține premiul al treilea, Calancea Marius din 10G obține mențiune, coordonator profesor Ardelean Mărioara. La secțiunea creație literară a acestui concurs, Sfârnaciuc Matei din 12B și Miron Elisabeta din 10A obțin fiecare premiul al doilea, Cailana Andreea din 10G obține premiul al treilea, coordonator profesor Ardelean Mărioara. Disciplina economie, concurs istorie și societate în dimensiune virtuală, Radion Ioana din 11A obține la județ premiul întâi, se califică la național. La disciplina psihologie, concursul societate, istorie și societate în dimensiune virtuală, Lungu Gabriela din 11A obține premiul al doilea, coordonator Mitrofan Nicoleta Răzărescu Antoneta. Am uitat să precizez, eleva Radion Ioana a fost pregătită de domnul profesor Bejenariu Corvin și doamna profesoară Lăzărescu Antoneta. La concursul județean Drepturile omului, drepturile mele, echipajul format din Moldovan Antonia, Cristian Laura, Bădeliță Estera din 11G obțin premiul întâi la județ, coordonator profesor Popovici Florin George, Puiu Albert, Ionese Alexandra, Prelipcean Sofia obțin de asemenea premiul al doilea, coordonator profesor Popovici Florin. La concursul județean Investigația Sociologică,
Elevele Sofiei Georgia și Molea Maria din 11G obțin o mențiune, coordonator profesor Popovici Florin George. Elevele Ungureanu Anastasia Șteleagă Eliza din 11F mențiune, Solcan Diana Dereblean Delia din 11F un premiu special, echipajele fiind coordonate de domnul profesor Bistrician Dumitru. Și de asemenea, echipajul Popescu Delia Istrătoaie Gabriela din 11G obține un premiu special, coordonator profesor Popovici Florin. La educație civică, concursul interjudețean de cultură civică, elevele Țofei Georgia Moroșan Narcisa din 11G obțin o diplomă de participare, coordonator profesor Popovici Florin. La concursul cetățean european, moldovan Antonia Ciobanu Georgiana din 11G participă obținând o diplomă de participare, coordonator doamna profesor Popovici Angelica. La disciplina religie ortodoxă, la Olimpiada de religie ortodoxă, elevul Sava Matei din clasa 10C obține premiul întâi la etapa județeană și premiul întâi la etapa națională. De asemenea, eleva Molea Maria din 11G obține premiul întâi la județ și premiul întâi la etapa națională, elevii fiind coordonați de doamna profesor Leon Postolache Miriam. O să rog elevii care stau jos și sunt foarte obosiți de această lungă listă de performanță să rămână alături de colegii în momentul acesta în care vorbim despre rodul muncii voastre și al noastre, a profesorilor din acest colegiu și despre performanța care a însemnat muncă, abnegație, dăruire și să arătăm respect pentru acest moment. La Olimpiada de religie ortodoxă obțin rezultate meritorii de asemenea. Elevul Onesemiuk Ioan din 11C obține premiul al doilea la județ și premiul special la etapa națională. Eleva coordonator profesor Leon Postolache Mirian. Eleva Bodnărescu Narcisa din 9E obține premiul 3 la județ și diplomă de participare la etapa națională coordonată de profesor Anton Veronica. La Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească am mai subliniat rezultatele obținute de eleva Molea Maria și Onesemiuc Ioan. Concursul național cuprins în Caen, Biserica Locaș de Închinare, aduce rezultate prin elevii. Halip Sofia din clasa 9C, premiul întâi la etapa națională, premiul special obținând elevii Livadaru Maria din 9C, Prelipcean Iulia din 10E, Moloce Zbira Irina din 11D, și Molea Maria din 11G mențiune, coordonator profesor Leon Postolache Miria. La disciplina educație fizică, la Olimpiada de basket băieți, echipa de basket a școlii, formată din Olărean Rareș, Andrei Onofre Ciuc, Dranca Bogdan, Savu Matei, Tofănescu Cristian, Coroamă Sebastian, Derevlean Matei, Chifan Albert, Forrai Rareș, Câmpan Tudor, Ionesi Patrick, Prelipcean David, obține premiul 2 la etapa județeană, coordonator profesor Hrihor Rodica. Echipa de basket fete obține de asemenea premiul al doilea la etapa județeană și de asemenea echipa de volei fete, nivel 6-7, obține premiul 2 la etapa județeană, coordonator profesor Ciobara Alex. La Festivalul Interjudețean Zilele Sportului Școlar, eleva Zbiera Rahela și eleva Stropșa Teodora din clasa 6 obțin fiecare premiul întâi. Elevul Cordunianul Lucian obțin din clasa 5 premiul 2. Eleva Hrihor, coordonator profesor Hrihor Rodica. La Olimpiada Tenis de Masă, Vlăișan Gheorghe din 11 obține mențiune la etapa județeană. La șah, Velnicer Ioana din 9C obține premiul al doilea. Cociorvan Ana Maria din 12B obține mențiune, coordonator profesor Hrihor Rodica. Menționăm în încheierea performanțelor de la educație fizică și performanțele elevului Hrițcan Patrick la tir cu arcul, unde acesta obține
rezultate deosebite. Concursul european de tineret categoria U18, locul 4, concursul casei regale categoria U18, locul al treilea, concursul național indoor categoria U15, locul 1, la același concurs pe echipe locul 2 și la două concursuri internaționale care s-au desfășurat în Bulgaria, deci au obținut locul 1. Amintim de asemenea că elevul Costan Ciprian are deosebite performanțe la atletism, la nivel național și internațional. Chiar acum cred că se află participă la o competiție internațională. La informatică, olimpiada. Elevul Tiron Luca din 11-a obține premiul al doilea la județ. Elevul Chifan Mario, de asemenea la județ, premiul al treilea. Coordonator profesor Lăzărescu Antoneta. La tehnologia informației și comunicației. Olimpiada. Moloce Zbiera Bogdan din 9-a la județ, premiul întâi. Corbuleac Florin din 9-a, premiul al treilea. Munteanu Lucian, mențiune, coordonat de doamna profesor Lăzărescu Antoneta. Participă la etapa națională Prelipcean Rareș, obține medalie de aur, coordonator profesor Lăzărescu Antoneta. De asemenea, Prelipcean Rareș obține și o mențiune la această etapă. Pașcaniuc Lucas obține medalie de argint la etapa națională și mențiune, coordonator profesor Lăzărescu Antoneta. Crușinski Mihai din 11B la etapa județeană obține premiul al treilea. Tiron Luca la etapa județeană obține premiul al treilea. Coordonator profesor Lăzărescu Antoneta. În domeniul extrașcolar, concursul național Mesajul meu antidroguri, Ungurean Paula din 12C obține premiul întâi și se califică la etapa națională. Da. Acestea au fost performanțele și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim încă o dată tuturor elevilor, tuturor cadrelor didactice care i-au îndrumat și, bineînțeles, doamnei director adjunct, care a avut răbdarea să centralizeze aceste informații și să le prezinte astăzi. Chiar dacă a fost o listă aproape interminabilă și asta nu poate decât să ne bucure și a durat ceva timp până a fost prezentată, cred că așa este corect față de toți cei care au fost implicați. Este rezultatul muncilor, elevi, profesori și sprijinului pe care l-au primit de la părinți, astfel încât să facem publice aceste rezultate. Din această extrem de lungă listă, mi-aș permite să evidențiez și eu patru nume. Este vorba despre elevii care au obținut premii la faza națională a olimpiadelor școlare, ceea ce înseamnă locul 1 sau locul 2 la respectiva disciplină la nivel național. Și este vorba despre Bianca Pătrăucean din clasa 11E la limba germană, coordonată de doamna profesoară Elena Anton, care la nivelul la care a concurat a fost cea mai bună din țară în acest an școlar. Așa trebuie să interpretăm aceste rezultate. Felicitări, Bianca, felicitări doamna profesoară Anton și să sperăm că la anul rezultatele vor fi pe măsură. Mai mult decât atât, Bianca anul trecut a obținut rezultate la Olimpiada de Istorie, deci asta a fost pe parcursul liceului polivalentă, obținând rezultate de excepție la mai multe discipline. Apoi, Matei Sava, din clasa a 10-a C, a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Religie și Maria Molea, din clasa a 11-a G, de asemenea premiul întâi la Olimpiada Națională de Religie. Ca și în cazul Biancăi, așadar, au fost cei mai buni din țară în acest an școlar la Olimpiada organizată de Ministerul Educației și aș menționa aici că, iată, din cele patru premii naționale obținute la Olimpiada Națională de Religie, două au fost obținute de elevii noștri coordonați de doamna profesor Leon Miriam. Felicitări, Matei, felicitări, Maria, felicitări, doamna profesoară.
Și premiul al doilea, Giorgio Juravle, din clasa 11-a E, la limba italiană, sub coordonarea domnului profesor Marcel Ungurean. Felicitări, Giorgio, numele este sugestiv din acest punct de vedere, pentru rezultatul deosebit obținut la Olimpiada de limba italiană, locul al doilea din țară în acest an școlar. Felicitări tuturor celor patru care au mai fost felicitați și premiați și cu ocazia altor gale speciale organizate în onoarea lor. Mențiunea au fost mai multe, cred. Și așa, ca să nu facem discriminare, mă opresc doar la cele patru premii, pentru că în această privință am o certitudine că e vorba despre cele patru premii. Aceste rezultate au fost popularizate pe parcursul acestui an școlar, la momentul la care au fost obținute atât în presă, cât și pe care le administrăm la nivelul liceului, și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la vizualizarea și promovarea acestor rezultate. Și pentru că suntem la moment de bilanț, la moment de statistică, am să vă prezint foarte pe scurt, în cifre, rezultatele obținute în acest an școlar, urmând ca apoi domnii profesori dirigenți să facă premierea. Din cei 885 de elevi care au încheiat cursurile în acest an școlar, a fost o inflație de medii de 10, mai multe ca niciodată, numai puțin de 37, dacă în alți ani erau 10, 15, 20, anul acesta au fost 37 de medii de 10, ceea ce înseamnă peste 4% din elevii liceului, asta însemnând așadar un procent extrem de mare, de medii de 10. 12 medii de 10 au fost obținute de elevi de clasa 12-a, care au fost premiați cu ocazia cursului festiv organizat în onoarea lor. Din acest motiv mulțumesc încă o dată firmei Eger, cea care a contribuit la sponsorizarea premiilor acordate, iar 25 dintre ei, cărora le voi da citire imediat, sunt din clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a și a 11-a, care vor primi câte un premiu de 200 de lei prin generozitatea domnului Constantin Lucian, așa cum am mai menționat, care ne-a sponsorizat cu suma de 2500 de lei și încă 2500 de lei au provenit de la Asociația de Părinți din activitățile organizate pe parcursul acestui an școlar și, mai exact, ca și sursă bugetară a celor 2500 de lei a fost organizarea balului bobocilor de anul acesta. Iată, această sumă se întoarce în folosul elevilor meritorii. 78 de elevi au obținut premiul întâi, ceea ce înseamnă aproape 9%, deci aproape 1 din 10 elevi au obținut premiul întâi. 108 elevi au obținut premiul al doilea, peste 12%. 97 de elevi au obținut premiul al treilea, aproape 11%. În total se vor acorda, sau împreună cu cursul festiv de la clasele a 12-a, s-au acordat 283 de premii, ceea ce înseamnă aproape 32%, deci aproape unul din trei elevi au obținut premii. Și ca să știm de la început, elevii care au obținut premiul întâi vor primi diploma de culoare roșie, elevii care au obținut premiul al doilea vor primi diploma de culoare galbenă, elevii care au obținut premiul al treilea vor primi diploma de culoare albastră, nu întâmplător, roșu, galben și albastru, iar elevii care vor obține mențiune vor primi diploma de culoare verde și sunt în număr de 365, adică peste 40%, aproape jumătate dintre elevi vor primi mențiune. Vor primi așadar premii și mențiuni doar elevii care au obținut medii generale peste 9 la sfârșitul acestui an de studiu școlar și în total sunt numai puțin de 648 din cei 885 de elevi, adică peste 73%, adică aproape 3 din 4 elevi au obținut medii generale peste 9 la sfârșitul acestui an școlar. Acum am să dau citire și am să-i invit în față pe elevii care vor fi premiați special, cei 25 de elevi care au obținut media generală 10 la sfârșitul acestui an școlar. Și suntem în al cincilea an în care acordăm acestor elevi o diplomă specială de onoare intitulată Iges Biera, în onoarea filologului care a fost absolvent al liceului nostru în urmă cu peste un secol. Iar acești elevi sunt următori. Așa cum am spus, vor primi o diplomă honorifică și un premiu în valoare de 200 de lei, jumătate de la Asociația de Părinți, jumătate de la domnul Constantin Lucian, administrator al firmelor Eurotehnic și Atlantis Gold.
O să vă rog să veniți în față, primiți diploma de la doamna director adjunct, după care rămâneți cu toții în față pentru a realiza și o fotografie de grup. În clasa a 5-a, bobocii cei mai boboci, 3 dintre cei 22 de elevi au obținut media 10. Este vorba despre, în ordine alfabetică, Andrei Băieșu, Dragoș Gabriel Ionesi și Maria Gabriela Narița. Da, la doamna director și la doamna consilier educativ. După care mergeți undeva în dreapta, da? La clasa a 6-a avem două medii de 10, Davide Lorenzo Goru și Ioan Simota. Felicitări! Mergeți noi în față, da. Și la clasa a 7-a, 3 dintre elevi au obținut media generală 10 la sfârșitul acestui an școlar, Alexandra Ionesi, Albert Gabriel Puiu și Claudiu Dorin Vicol. Felicitări! Deci 8 din cei 37 de elevi care au încheiat anul școlar cu media 10 provin de la clasele de gimnaziu. Nu regretăm că le-am, ba chiar ne bucurăm că le-am, că am recreat ciclul gimnazial la Eudoxiu Hurmuzai. La clasele a 9-a, două medii generale de 10, a 9-a e mai grea, e începutul, e familiarizarea, Elisabeta Filimon din clasa a 9-C și Matei Gabriel Dăscălescu din clasa a 9-E. Felicitări, Elisabeta, dacă mi-aduc bine aminte, tu ai avut și media de admitere 10, nu? Felicitări! Se profilează așadar șefii de promoție. La nivelul claselor a 10-a, foarte multe medii de 10 și ceea ce este, cred că, un record, sunt 6 medii de 10 la nivelul clasei a 10-a C, plus încă 3, sunt 9 medii generale de 10. Din clasa a 10-a, Albert Doruțu Tifan. Din clasa a 10-a C, Tudor Andrei Câmpan, Lavinia Naomi Lazurcă, Emanuel Pașcu, Lavinia Bianca Sirețchi, Georgiana Alexandra Sorovăstru și Denisa Surachi. Din clasa a 10-a E, Andreea Rebecca Petrescu și din clasa a 10-a F, Bianca Gheorghiu. Și 6 elevi din clasele a 11-a, dintre care cei mai mulți, 4, sunt din clasa a 11-a, care în fiecare an a avut către 3-4 elevi care au încheiat cu media 10 și intra 9-a și intra 10-a. Din clasa a 11-a, Tiberiu Teodor Cârciu. Din clasa a 11-a, C, Alexia Maria Tablan. Și din clasa a 11-a, E, Manuela Alexandra Costache, Ioana Valentina Moroșan, Georgiana Olinici și Bianca Pătrăugeam. Felicitări tuturor celor 25! Sperăm ca la anul să fiți într-un număr și mai mare. Este obligația noastră să găsim oameni de bine care să ne ajute. V-aș ruga să vă aranjați pe două coloane și pe domnul Lucian o să-l rog să facă fotografie cu voi, pentru că datorită dumnealui am putut să acordăm aceste premii. Reușim să facem o fotografie cu toți într-un singur rând sau da. Ar trebui pe două rânduri? Da. Mulțumim încă o dată, felicitări dragi elevi, mulțumim și părinților care cu siguranță că au avut un aport în rezultatele obținute de elevi și bineînțeles mulțumim colegilor profesori care i-au îndrumat și rezultatul este bineînțeles și al domniilor lor. Până la urmă, rezultatele elevilor reflectă munca, implicarea, dăruirea, abnegația pe care cadrele didactice o acordă pregătirii elevilor. Mulțumim încă o dată și felicitări! Aveți grijă la folie!
am spus, aveți grijă la folie. Acesta fiind momentul festiv special, mulțumim încă o dată domnului Constantin Lucian pentru că a făcut posibilă realizarea acestei premieri. Să începem acum să realizăm premierea la nivelul fiecărei clase pentru rezultatele obținute la nivelul acestui an școlar. Așa cum v-am spus, avem un număr impresionant de premii și de mențiuni, 283 de premii și 365 de mențiuni. O să rog colegii profesori diriginți să acorde premiile și în față să vină elevii premianți să realizeze și câte să se poată face și câte o fotografie de grup. Acum nu prea îmi dau seama cum să procedăm cu elevii care au obținut mențiune, pentru că la unele clase sunt foarte mulți, la unele clase sunt chiar toți elevii din clasă. Mai întâi o să rog să vină elevii care au luat premii ca să se realizeze o fotografie cu elevii premianți, apoi să vină și elevii care au luat mențiuni. În ceea ce privește mediile de finalizare a acestui an școlar, aici este și o discuție legată de protecția datelor cu caracter personal. Din punctul meu de vedere, cred că mediile la elevii care au obținut premii pot fi făcute publice, pentru că nu este nicio rușine, ba din contră, este o mândrie pentru ei, pentru părinți, pentru noi. Rezultatele sunt o mândrie, rezultatele pe care le-au obținut. Deci, din punctul meu de vedere, dragi colegi diriginți, cred că n-ar fi nicio problemă dacă am dat citire și mediilor obținute de elevii care au obținut premii, iar cei care au obținut mențiuni să fie citiți și chemați în față după fotografia celor care au obținut premii. Repet, toți elevii care au obținut premii și mențiuni au media generală peste 9. Dacă am fi coborât la 8.50, aproape toți elevii liceului, cu câteva excepții, ar fi obținut mențiuni. De aceea am hotărât să includem acest prag minimal de media 9. De asemenea, rugămintea este la elevii claselor a 5-a, a 6-a, apoi a 9-a, și tot așa, să nu părăsească terenul după premiere, deși colegii voștri de clasa 11-a, o parte dintre ei au neglijat rugămințile de a sta în picioare, așa cum am stat cu toții, dar din respect pentru colegii voștri de clasa 11-a, vă rog să nu părăsiți terenul. De asemenea, cred că din acest moment respectul să fie reciproc și din partea lor și să stea în picioare. Aș ruga domnii diriginți de clasa 11-a să se mai uite puțin în spate și să nu la un moment dat să vadă că sunt doar ei și cu doi elevi alături de domniile lor în picioare și restul sunt jos. Mai trageți o privire și câte în spate. Da? Înainte de a procede la premiere, o să-l rog pe domnul Bogdan Horodincă să ne transmită mesajul din partea părinților. Dragi copii, voi care sunteți starurile zilei de astăzi, uitați-vă că atunci când lucrurile se fac cu suflet și căldura și răcoarea și soarele și norii contribuie la o atmosferă, din partea părinților, eu ca reprezentant aici, pot să adaug doar că vă mulțumim și suntem recunoscători. Și pe lista mea am inclus mai multe categorii de oameni care au contribuit la momentul acesta atât de festiv, solemn și după un an școlar cu multe bucurii. În primul rând mă gândesc la profesori, cărora le mulțumim cu recunoștință, pentru că nu numai pe plan școlar ne-au influențat copiii și au adăugat valoare în viețile lor. Apoi mulțumim conducerii școlii, care dacă în acest moment totul este bine și este bine, înseamnă că și-a făcut treaba exact așa cum ar trebui, spre folosul copiilor. Mulțumim personalului auxiliar, acele albinuțe din fundal, fără de care, dacă ele nu ar fi, ei nu ar fi, probabil că în școală ar fi un mic haos. Mulțumim autorităților care au contribuit de foarte multe ori și ne-au sprijinit continuu, mai ales pe plan financiar, iar astăzi am auzit noi promisiuni, cel puțin în legătură cu internatul. Mulțumim de asemenea părinților, ca parte a triunghiului părinți, profesori și copii. Copiii de clasele 5-11 intră în vacanță. Anul școlar s-a terminat pentru ei și după cum vă văd că sunteți frumoși
și ați fost atât de premiați, înseamnă că totul a fost și este bine. Iar pentru cei de clasa 12-a, care în scurt timp vor avea examene importante în viețile lor, pe drumul către adulți, zilele trecute am văzut o poezie de Topârceanu și mi s-au legat așa niște versuri în minte, cu caiș, cu crin, cu lotuș, bacul vi se apropie, acum nu este momentul pentru încoșotie. Ei sunt acum acasă și învață, le urăm succes în călătoria lor, vă felicităm pe toți pentru felul în care ați învățat, pentru felul în care sunteți și pentru rezultatele voastre. Mult succes, vacanță plăcută și toate cele bune din partea noastră! Mulțumim domnului Bogdan Horodincă, părinte a doi copii care au făcut cinste liceului și domnia sa a fost membru activ cu idei în Consiliul de Administrație pe parcursul cel puțin al ultimilor 4 ani. Începem așadar cu clasa a 5-a, doamna dirigintă Rodica Hrihor. A 5-a s-au înscris la începutul anului școlar 22 de elevi, toți 22 de elevi au promovat. Din cei 22 s-au evidențiat cu rezultate foarte bune la învățătură următorii elevi, cu media 10 și diplomă de excelență, Băieșu Andrei, Ionesi Gabriel și Narița Maria. Cu media 9,94, eleva Babiucana, tot premiul întâi, și cu media tot 9,94, elevul Teleaga Emanuel. Premiul 2, cu media 9,88, eleva Fornaru Maria Angela. Tot media 9,88, elevul Sorochin Dumitru. Media 9,82, elevul Barabașa Teodor Olivian. Și tot cu media 9,82, elevul Milan Amos Gabriel. Și ultimul premiu 2, cu media 9,82, eleva Boca Elena Teodora. Premiul 3, cu media 9,76, eleva Litră Sara Georgiana. Și tot premiul 3, cu media 9,71, elevul Cazacu Alexandru Matei. Avem și 10 mențiuni. Și avem și 10 mențiuni în ordinea mediilor. Lupăștean Maria Casiana, Crăciun Eduardo Mario, Ganea Andrei Constantin, Tcaciuc Albert Mihael, Panțiru Daniel Mihai, Cordunianu Florin Lucian, Doroftei Matei, Solomon Moroșan, Vaman Cristian și Lazurca Georgia. Felicitări tuturor celor 22 de elevi care au obținut premii. Vacanță plăcută! Și acum o fotografie cu dumneavoastră în mijlocul lor. Puțin mai grupați copiii. Mulțumim clasa a 5-a, vă mulțumim în primul rând vouă și părinților pentru că ați ales să studiați la colegiul nostru, pentru că nu este ușor să iei decizia ca după clasa a 4-a
să te desparți de colectivul cu care ai început și ai făcut cele 4-5 clase de studii primare, să încerci o astfel de experiență și provocare nouă, clasa 5-a la un liceu, cu colegi noi, cu profesori noi. Mulțumesc și colegilor profesori, în frunte cu doamna dirigintă Rodica Grigor, care au avut răbdarea și au încercat pe cât au putut să se adapteze nivelului și particularităților de vârstă ale elevilor, că nu este ușor nici pentru noi să lucrăm sau să trecem de la adolescenți de 16-17 ani să lucrăm cu copii de 10-11 ani, dar colegii care au dorit și și-au asumat acest lucru au reușit să o facă cu brio. Mulțumim doamna dirigintă Rodica Grihor și întreg corpului profesoral care a fost încadrat la clasa a 5-a și sperăm că atât elevii cât și părinții nu regretă faptul că anul trecut au decis să devină elevii noștri. La clasa a 6-a, dirigintă doamna profesoară Mirela Chelba. În anul școlar 2022-2023, în clasa a 6 au fost înscriși 25 de elevi care au obținut rezultate deosebite la învățătură și purtare. Elevii Goru Davide Lorenzo și Simota Ioan, diplomă de excelență, media 10. Elevul Irimița Alexandru Matei, premiul 1. Cumeniuc Dimitrie, Nanu Tudor Mihai, Balean Lorena, Strugariu Bianca, premiul al doilea. Andruseac Elena, Chirilă Bogdan, Alupoaie Mateo și Popovici Maria Ștefania, premiul al treilea. Fotografia premianților cu doamna dirigintă. Da, felicitări. Acum așteptăm și pe elevii care au obținut mențiune. Deci, în ordinea mediilor, mențiune, Creangă Teodora, Grigorean Luisa, Nicol Camelia, Galan Maia Alexandra, Tomăscu Alex Cosmin, Fercalo Maia Medea, Zelenivski Sofia, Aramă Nicoleta Narcisa, Halipistrate Alexandru Florin, Stropșa Teodora, Vlăjoagă Matei Ștefan și Varlan Robert Nicolae. Mulțumim, doamna dirigintă. Acum fotografia cu toți elevii clasei. Să stați mai grupați. Da, mulțumesc doamnelor diriginte care s-au organizat foarte bine pentru acordarea premiilor și o să rog în continuare diriginții să se organizeze la fel, câte doi, ca să poată fi mai eficient procedeul de acordare a premiilor. Clasa a 7-a, doamna profesoară Beatrice Halif. Bună ziua tuturor! În clasa a 7-a sunt 29 de elevi care au înregistrat rezultate foarte frumoase la disciplinele toate, dar și la concursul școlar. În continuare vom enumera elevii care au obținut premii. Astfel, premiul întâi cu media 10 au obținut elevii Ionesi Alexandra, Puiu Albert și Vicol Claudiu. Premiul al doilea se acordă elevului Chirilă Andrei Silviu, cu media 9,90. Premiul al treilea se acordă elevilor Cosminiuc Ariadna, 9,70, Pitmaier Elizabeth, 9,65, Tironea Cruxandra, 9,65. Acestea sunt premiile.
În continuare, elevii care obțin mențiune. Da, în ordinea mediilor, Fodor Alexandru Dumitru, Jurable Bianca, Prelipcean Sofia Elena, Riscan Patrick, Botezat Denisa, Vasilovski Sabina Teona, Ungurean Cristian, Balan Cristian, Gheorghiță Ștefan Rareș, Cerneleschi Francesca Maria, Cuciureanu Bianca, Lupăștean Teodor și Peteanu Ștefan. Felicitări! Haideți cu toții la o fotografie, clasa a șaptea. Haideți, vă așteptăm! Haideți, cu toții! Hai! Da, încercați să vă mai grupați. Da, felicitări clasa a șaptea, un aranjament deosebit pentru doamna dirigintă. Vă iubim, doamna dirigintă, nu știu dacă ați văzut mesajul. Și eu iubesc. Da, la anul îi așteaptă o... Eu iubesc. Pe a șaptea sau pe a șasea? La anul îi așteaptă o primă mare provocare, examenul de evaluare națională și noi sperăm că toți cei 29 vor obține rezultate în așa fel încât să fie admiși în continuare la colegiul nostru. Rugămintea ar fi la fotografie, pentru că vor fi din ce în ce mai mulți elevii de la liceu. Cei cu premii, după ce facem poza, fotografia cu elevii premianți, să vină în față și cei care au mențiuni să vină în rândul al doilea. Dar o să vin și eu în față și o să vă organizez. Clasa a noua, specializare matematică, informatică, intensiv informatică, domnul diriginte, profesor Vasile Roșca. Cine vă ajută? Deci, premiul întâi Moloc, Zbera Bogdan, media 9,71. Premiul al doilea, premiul întâi, Corbuleac Florin, media 9,65. Premiul întâi, Herdeș Ioana Suceveanu, 9,65. Tot premiul întâi, Moloci Daria Dorina, 9,65. Premiul al doilea, Avram Alexandru, 9,59. Tot premiul al doilea, Bodnăraș Alessandro, 9,59. Și premiul al doilea, Ilioi Gabriela Cristina, 9,59. Premiul al treilea, Mironescu Adrian, 9,41. Și tot premiul al treilea, Pascar Adelina Ioana, 9,41. Mențiuni. Faceți fotografia acum, Ali, da? Mărioara Georgian. Lucian. 9,24. Eu sper să... Și acum ați plecat? Da, da, Bogdan Gabriel, 9,12. Eu mă lipsesc, bani. Nu... Teleagă Antonia, 9,12. Ionel Fabio, 9,06.
Coaje Izabela. 9-0-0. Da, o să vă rog să fim puțin mai operativi. Vin doar elevii care obțin premii și mențiuni. Fotografia. Și o să vă rog să veniți câte doi diriginți, ca unul să citească și unul să înmâneze diplomele. Mulțumim clasa 9A, clasa 9B, diriginte doamna profesor Valentina Cloșcă, specializarea matematică informatică. Haideți, vă rog, puțin mai repede. Bună ziua! Da. La clasa 9B, 26 înscriși, 26 promovați, s-au evidențiat următorii elevi. Premiul 1, Sfârnaciuc Ștefania, media 9,88. Tot premiul 1, Alupoaie Alesia, media 9,82. Și tot premiul 1, Dumitrescu Bianca Teodora, media 9,82. Premiul al doilea, a Ioanei Alexandru, media 9,71. Savo Matei, 9,71. Bondor Ana Maria, 9,65. Vatră Elena, 9,65. Premiul al treilea, Popescu Miruna, media 9,47. Damian Erica, 9,41. Mandici Miruna, mențiune. Atât. Haideți, fotografia celor care au obținut premii, doamna dirigintă lângă ei. Mențiuni. Ești la mențiune, așa. Da, pentru a fi mai operativ, sper că ați înțeles și elevii și domnii dirigenți. Da, îi strigăm pe cei care au luat premii, facem fotografia cu ei și după aceea cei care au luat mențiuni și elevii să încerce să vină cât mai repede. Mențiune. Mandici Miruna, 9,29. Gânga Alesia, 9,24. Cei care au luat mențiuni, vin în spatele vostru. Da? Pintea Sara, 9,19. Onofreiciuc Granca Bogdan, 9,18. Rusu Teodora, 9,18. Bușdei Leonte, Juravle George Eduard, Maroci Corăzvan, Prelipcean Andrei și Țugui Andra. Felicitări tuturor și succes! Da, doamna dirigintă, lângă ei fotografia. Emanuela? Mulțumim, felicitări clasa 9B, clasa 9C, specializarea științe ale naturii, diriginte, doamna profesor Miriam Leon Postolache. La clasa 9C s-au evidențiat următorii elevi, premiul 1, Filimon Elisabeta, media 10, premiul 1, Vicol Alina, 9,94, premiul al doilea, Gabriela, 9,89, Prelipcean Ariana, 9,89, Chelba Alexandra, 9,83, Ilaș Elena, 9,83, Sofroni Magdalena, 9,83. Premiul al treilea, Șpac Emilia, 9,72, Ianuș Maria, 9,67, Teleagă Ecaterina, 9,61. Bun, repede, fotografia cu elevii premianți și doamna dirigintă. După care elevii premianți fac un pas în față și elevii care obțin mențiuni vin în rândul al doilea. Da? Faceți un pas în față, vă rog, sau mai mult, 2-3, și acum mențiunile. Mențiuni Popovici Lorena, Calancea Rareș, Dabâca Amalia, Lavric Bianca, Leafru Edgar, Olar Miruna, Ursu Iulia, Ursulean Daria, Davalciuc Maia, Halip Sofia, Livadaru Maria, Velnicer Ioana, Huțan Amalia, Calenciuc Ioana, Ungurean Elena. Felicitări, vacanță plăcută tuturor! Dați-le și pe urmă, după ce ieșile. Puțin mai în dreapta, puțin mai în dreapta, rândul al doilea. Așa. Felicitări, clasa a 9C. În continuare, clasa a 9D, aceeași specializare, științe ale naturii, diriginte doamna profesor Paula Haiura.
clasa nomade, 28 de elevi înscriși, 28 de elevi promovați, s-au evidențiat următorii. Premiul 1, Chirilă Teodor Cosmin. Premiul al 2, Pilate Iuliana Alexandra. Premiul al 3, Câș Filip. Bicovan Amalia. Șcernovski Roxana Elena. Iar la... fotografia cu premianții, doamna dirigintă lângă ei. Roxana, hai, mai repede. Emanuela. Bun, faceți un rând, un pas în față și acum cei cu mențiuni se vor așeza în spatele vostru. Mențiuni. A Petri Matia, Codelinski Delia Cristina, Galan Paul și Mutu Eduard. Da, haide, Eduard. Încă o fotografie. Mulțumim, felicitări clasa a 9-D, vacanță plăcută. Clasa a 9-E, specializare științe sociale intensiv limba engleză, dirigente doamna profesor Ana Gabriela Pogorevici. Elevul Dăscălescu Matei Gabriel. Premiul al doilea, Potnărescu Ionela Narcisa, 9.88. Și tot premiul al doilea, Mihalescu Luca Ștefan, 9.82. Premiul al treilea, Calancea Alexia Cristiana, 9.71. Tot cu 9.71, Istrătoaie Diana Vanessa. Tot cu 9.71, Tomșa Alexandra Raluca. Tot cu 9.71, Vădeanu Cristian. Ultimul premiu al treilea, cu 9.65, Grămadă Ioana Melisa. Bun, fotografia celor care au obținut premii. Haideți, haideți puțin mai alert. Da? Haideți să chemăm și elevii care au obținut mențiune. Voi faceți 2-3 pași în față. Mențiuni în ordinea mediilor. Începând cu 9.69. Cazacu Claudiu Alin, Prico Blavinia Rut, Ursan Alexandra Ioana, Greco Irina Elena, Șecman Eduard Victor, Teleagă Ariana Teodora, Angelina Alexandra Paula, Crăciun Alexandra și Ursăciuc Eliza. Felicitări, vacanță frumoasă! Da, felicitări clasa a 9-a. Eu o să rog domnii dirigenți să vorbească puțin mai tare pentru a se auzi mai clar. Clasa a 9-a F, tot științe sociale. Dirigintele doamna profesor Loredana Puiu. La clasa a 9-a F, din 26 de elevi, 20 au primit premii și mențiuni. Premiul întâi cu 9.90, Alexandru Iasmina. Premiul al doilea, Iamnitschi Alexandra, 9.80 și Zlotar Ana Maria Rebeca, 9.78. Premiul al treilea, Lavrica Alesia, 9.67, Vasilovski Diana, 9.67. Da, haideți, fetele, fotografia premianților. Da? Haideți să vedem și mențiunile, cei care vor primi diploma verde, ECO. Mențiuni în ordinea mediilor, Forai Matei, Hâș Emilia, Mehno Georgiana, Muntean Mihai Valentin, Semeniuc Cornelia, Maftean Larisa Andreea, Gheorghiu Ligia, Carina, Dosiciuc Petrică Emanuel, Costa Maria Ionela, Halim Elisabeta, Șologon Alina Sinziana, Bănilan Elena Ema, Diaconescu Agnes, Marciu Ana Maria și Pârghie Giulia Daria. Felicitări, dragi elevi, și vacanță frumoasă!
Da, haideți, fotografia. Felicitări, clasa a 9 F, clasa a 9 G, specializare filologie, intensiv limba franceză, limba germană, dirigintă doamna profesor Adriana Melinte. La clasa a 9 G avem următoarele premii. Premiul 1, Mutescu Emilia, 9,94. Premiul al doilea, Puha Mădălina, 9,65. Premiul al treilea, Hâș de Nisa, 9,53. Haideți, fotografia celor trei fete, mai repede, Denisa. Da? Haideți să acordăm și mențiunile, doamna dirigintă. Următoarele mențiuni, Lecula Mara, Elis, 9,35, a Petroaie Matei, 9,29, Solon Patricia, 9,29, Carst Octavian, 9,29, Crișcă Isabela, 9,24, Dan Paul Edwin, 9,19, Boico Andreea Carina, 9,18, Valanda Maris, 9,12, Pașa Iasmin, 9,06, Gheghe Emilia, 9, Băgu Robert, 9, Isopescu Laurențiu, 9, Țarevici Ariana, 9. Vacanță plăcută! Da, puțin mai în dreapta, Matei. Doamna dirigintă, mergeți în față cu cele trei fete premiante. Felicitări, clasa a 9 G. Gata? Bun, vacanță plăcută. Trecem acum la clasele a 10-a. Clasa a 10-a, specializare matematică informatică, intensiv informatică, domnul diriginte, profesor Ciprian Strugareu. Da, la clasa a 10-a s-au evidențiat următorii elevi. Cu media 10 și diplomă de excelență, Chifan Albert Doruțu. Premiul întâi, bineînțeles. Tot premiul întâi, Juravle Maria cu 9,94. Premiul al doilea, Ursulean Daniel Ionuț, 9,88. Premiul al treilea, Juravle Lucian Ilie cu 9,72. Tot cu 9,72, Prelipcean Teodor. Iar pentru 9,67, Moloci Iuliana, tot premiul al treilea. Hai, Iuliana. Felicitări, clasa a 10-a, rămâneți acolo, mențiunile. Mențiuni în ordine descrescătoare a mediilor. Avram Angel Ionuț, Miron Elisabeta, Zup Petrică Ioan, Bordianu Ana Maria, Cruț Ioana Andreea, Forai Rareș, Puha Flavia, Rusu Flavius Gabriel, Lupăștean Dinu Denis, Onofreiciu Clarisa Ioana, Teișanu Teodor, Coca Mihaela Carla, Capră Andra, Popescu Alexandru Iulian, Halip Robert și Senegeaca Andrada Daria. Sunt 16 mențiuni. Felicitări, vacanță plăcută! Fotografia, domnul diriginte. Felicitări, clasa a 10-a. Urmează clasa a 10-a C. Nu că naște alfabetul, măcar până la pe la M, dar clasa a 10-a B nu există.
Științe ale Naturii, dirigintă doamna profesor Aspazia Băieșu, clasa cu record de medii de 10. Mulțumesc, domnule director! Clasa a 10-a C, cu un efectiv de 33 de elevi, avem două recorduri, domnul director, țin să vă corectez, avem 6 medii de 10 și avem cea mai mare media a clasei pe școală, adică 9,67. Felicitări! În ordinea mediilor, premiile sunt, cu media 10, premiul 1, Câmpan Tudor Andrei, Lazurcă Lavinia Naomi, Pașcu Emanuel, Sirețchi Lavinia Bianca, Solovestru Georgiana Ruxandra, Surachi Denisa, premiul 1 cu media 10, tot 6, premiul 1 cu media 9,85, Asimine Amelia, 95, scuzați, ochelarii. Premiul 2, următorii elevi, Chiaburu Vlad Ioran, 9,89, Puiu Cosmin Andrei, 9,89, Sava Matei, 9,89, Solovestru Denisa, 9,89, Andronic Daria Alexandra, 9,84, Neamțu Melania, 9,84, Onică Nicolae, 9,84. Premiul 3, în ordinea mediilor, obțin următorii elevi. Crețu Ilinca, 9,79, Florian Eduard David, 9,79, Ilica Iuliana, 9,79, Bădăliță Bianca Iulia, 9,74, Șerban Teodora, 9,74. Felicitări, aceștia sunt premianții, vor urma și mențiunile, cred că toată clasa. Da, Emanuela, mai este? Are mențiune. Poftim? Ia mențiune. A, e la premiere, da. Și aparatul e la tine, al ei, sau? Da, felicitări, doamna dirigintă, haideți să-i chemăm și pe cei care au primit mențiune. Voi faceți un pas, 2-3 în față. Hai, mai mult, puțin. Mențiune țin următorii elevi în ordinea mediilor. Macovei Ana Maria, Naida Cosmina Alesia, Reboșapcă Teodora, Tucaliuc Naomi, Lungu Corina, Albu Costin, Gheațău Alexandra, Ciornei Emanuela, Gheațău Andreea, Cârdei Larisa Maria, Grigorean Maura, Bodnar Mirela Miriam. Felicitări, dragilor, vacanță frumoasă! Felicitări, clasa a 10-a C, așa cum spunea și doamna dirigintă, cea mai mare medie generală a claselor, 9,67, 6 medii generale de 10. Felicitări, vacanță plăcută! Mulțumim! Clasa a 10-a D, tot specializarea științei ale naturii, domnul diriginte profesor Adrian Dumnărescu. Să sperăm că vremea ține și cu clasele a 11-a. La clasa 10-D, din cei 30 de elevi, avem următoarele premii și mențiuni. Premiul 1, media 9,84, Mitric Ligia. Premiul al doilea, două eleve la egalitate, media 9,74, Reginariul Teodora Maria și German Adriana Gianina. Premiul al treilea, în ordinea mediilor, Bodnărescu Alexandra Maria, 9,53 și Criucov Miruna, 9,47. Da, fotografia domnului diriginte cu cei 5 premianți. Ai revenit, Emanuela, da?
Bun, haideți să vedem și elevii care au obținut mențiune, domnul preginte. În continuare avem următoarele mențiuni în ordinea mediilor. Coțofrei Cosmin Valentin, Bordianu Emanuel, Marocco Andreea, Donar Raluca Adina, Marocco Magdalena, Teleaga Alina Elena, Cânțariu Bianca Georgeta și Grab Deborah Daniela. Felicitări tuturor și vacanță plăcută! Felicitări, clasa a 10-a D! Da, vacanță plăcută, clasa a 10-a E, științe sociale, intensiv limba engleză, doamna dirigintă, profesor Marinela Cârdei. La clasa a 10-a E avem următoarele premii. Petrescu Andreea Rebecca, premiul întâi de excelență, premia 10. Bodnariuc Nicola și Prelucean Iulia, premiul întâi, media 9,94. Aga Daria Maria, premiul al doilea, cu 9,89 și două premii trei, Nițu Daria Alexandra și Șorodoc Maria Gabriela. Da, fotografia premianților, Daria, Maria. Putea remarca, toate fetele au fost la Olimpiada de Istorie, aproape, care au luat premiu. Mențiunile? Mențiunile sunt următoarele. Roman Rebecca Maria, Tricolan și Alexandra Maria, Ciobaniuc Ariadna, Coca Gabriela, Rusu Denisa, Cioată Alexandru, Coroama Andreea, Diaconescu Eliza, Năstase Elena, Cristian Viorel, Preniuc Iuliana, Pânzar Tudor, Purea Laura, Solovăsu Alexandru și Puileț Maria Daniana. Felicitări tuturor! Da, felicitări! Încă o fotografie cu toți elevii premiați și menționați. Puțin mai în dreapta, cei din rândul al doilea. Felicitări, clasa a 10-a e, vacanță plăcută. Da, mulțumim. Clasa a 10-a e, tot specializare științe sociale, dirigintă doamna profesor Alexandra Chifan. La clasa 10-a F, din 25 de elevi promovați, se evidențiază următorii. Premiul întâi, media 10, Gheorghiu Bianca. Urmează 10 premii 2, Slusarec Bianca, Târnăuceanu Alina, Benea Ana Maria, Bodnar Emil Alexandra, Bogian Ecaterina, Costescu Bianca, Lucescu Cristian, Magdic Sebastian, Moldovan Răzvan, Poleac Georgiana, 2 premii 3, Sofei Bianca Alexandra și Cariuc Daiana Adriana. Da, multe premii pentru că cei de la premiul 2 au avut toți aproape aceeași medie, primii 2 9,58, următorii 9,53. Da, felicitări clasa a 10-a e, fotografia premianților. Da. 2-3 pași în față, doamna dirigintă, haideți să chemăm și elevii care au obținut mențiune. Mențiuni, Roicu Teodora, Prichici Amalia, Susnovici Nicol, Hânțar Natalia, Ruști Paula și Ciotău Andreea. Felicitări! Încercați să încadrați pe colegii voștri. Felicitări, clasa a 10-a E, vacanță plăcută și vouă. Clasa a 10-a G, specializarea filologie, intensiv limba franceză, limba germană, dirigintă doamna profesor Daniela Ciotău. A
clasa 10-a G, din 28 de elevi înscriși, 28 au promovat și s-au remarcat următorii elevi. Premiul 1, Kupczynski David, 93 și Danila Raluca, 976. Premiul al doilea, Ițcan Ioana, 967, Popescu Cristina, 961 și Grigore Dina, 961. Premiul al treilea, Babiuc Ștefan, 959. Fotografia. Hai, Ștefan. Bun, facem doi pași în față, mențiunile. Mențiuni în ordinea mediilor. Ciocârtău Ariana, 9.33, Halipis Cate Iulia, 9.24, Mihalescu Patrick, 9.22 și Cojocar Beatrice, 9.17. Vacanță plăcută! Felicitări, clasa a 10-a G, doamna dirigintă. Da, mulțumim, vacanță plăcută. Am ajuns și la clasele a 11-a. Sperăm că vremea nu se va răzbuna pe cei care au luat loc în tribună. Clasa a 11-a, specializarea matematică informatică, intensiv informatică, doamna dirigintă, profesor Antoneta Lăzărescu. Din 32 de elevi, din clasa 11-a, avem 18 elevi care primesc premii și mențiuni. Premiul 1, Cârciu Tiberiu Teodor, cu media 10. Mai repede, Teo. Premiul 2, 987, Tifan Eduard Mariu, tot premiul 2, Ironuca, cu media 980. Premiul 3, Calange Ingrid Nicol Marie, 973, premiul 3, Florian Emilia Alexandra, 969. Da, fotografia, doamna dirigintă. Se pregătesc cei care vor obține mențiuni. Da, felicitări premianților clasei a 11-a. Urmează mențiunile. Mențiuni în ordinea descrescătoare a mediilor, Coșovanu Marius Gabriel, Lupancu Gabriela Valentina, Onuț Ioana Cristina, Radion Ioana, Slevoaca Ancuța Diana, Târnovski Manuela Adela, Pascaniuc Lucas, Ailenei Salome, Halip Stefano, Olănescu Emanuel, Dan Teodor Valentin, Botez Andrei și Olărean Alexandra. Vacanță plăcută tuturor! Da, nu încăpeți pe un rând. Cei care aveți mențiuni, mergeți în spate pe rândul al doilea. Felicitări, clasa 11-a. Dați-vă puțin mai în dreapta, cei din rândul al doilea. În dreapta. Rândul 2, mergeți mai mult în dreapta. Felicitări, clasa 11-a. În continuare, clasa 11-a-B, specializarea matematică informatică, dirigintă doamna profesor Otilia Bumbu. La clasa 11-a-B, 30 de elevi rămași, 17 premiați cu premii și mențiuni. În ordinea mediilor. Premiul 1, Andrișan Valentin și Cudeliță David, media 9.60. Da. Premiul 2, Prelipcean Rareș Mihail, Bida Teodora și Moroșan Toni. Premiul 3, Calancea Alexandru Gabriel, Hâș Daniel, Șorodoc Șerban.
Da, premiile că... Fotografia premianților. Haideți, băieți. Nu de alta, dar la 11G se pare că va fi ploaie în toată regula. Da, fotografia premianților din clasa 11B. Felicitări. Deși voi ați dat tonul și ați fost cei care au stat jos cei mai mulți. Acum să vedem și elevii care au obținut mențiune. Faceți 2-3 pași în față. Mențiuni. Precop Alexandra Maria, botezat Otilia, Ioana, Chiorleu Robert Andrei, Crușninski Alexandru Mihai, Duhotar Ciucă Ionuț, Gabriel Olivia, Lazar Valentina, Muntean Ion și Ursescu Timotei. Felicitări tuturor și doamnei diriginte, evident, asemenea. Mergeți pe rândul al doilea, elevii care ați obținut mențiune, hai mergeți. Luați una, cum nu schimbați între voi. Rândul al doilea. Felicitări, clasa 11B, Emanuela. Mulțumim. Vacanță plăcută, clasa 11C, specializarea științe ale naturii, diriginte, doamna profesor Maria Epatov. Bună ziua, clasa 11C, 31 înscriși, 31 de campioni în ordine. Premiul întâi, Alexia Tablan și Cosmin Sava. Premiul al doilea, Ana Maria Brecler, Cosmina Savu, Andra Văcaru, Emma Botmeraș și Marta Nichiforiuc. Premiul al treilea, Mara Juravle, Emilia Magdi, Ionela Utale, Emilia Covașă, Georgiana Macovei, Ioana Anastasi, Ioana Nesemniuc, Mihai Parasca și Gabi Petrescu. Da, fotografia premianților întâi și apoi vor veni și cei care au obținut mențiune. Nu contează, le schimbă ei după aceea, dați-le. Important e să fie culoare. Le schimbați după aceea. Doamna dirigintă, în mijlocul lor. Bravo, felicitări. Și dacă clasa 10-a ce avea media 9,67, 11-a ce are 9,66, cred, nu? Da, avem inima frântă în acest an. Mențiuni. Ioana Cozaciuc, Ana Maria Prelipcean, Miriam Băzgan, Betty Cârmaci, Roxy Teodorovici, Cosmina Coajă, Delia Damian, Elena Halic, Cristiana Ignatiuc, Clara Tumliuc, Cătălin Lavnic, Mara Grămadă, Andreea Grigorean, Ioana Burjui și Ioana Tiferciuc. Vă mulțumim, vacanță plăcută! Tur de forță! Felicitări, clasa a 11-a C. Și doamnei diriginte, Maria Epatov. Se pare totuși că vremea va ține cu noi. Mai sunt 4 clase. Clasa a 11-a D, specializare științe ale naturii. Diriginte, doamna profesor Gelațu Fei. Din cei 30 de elevi ai clasei 11-a D, premiul întâi, Prelipcean Gabriela Ionela, media 99. Premiul al doilea, Costil Eduard Dimitrie, Molocez Bera Irina, amândoi cu media 9,56, Mazurea Camelia Jessica cu 9,50. Premiul 3, Voloșeniu Flaviana, 9,35, Bândiu Călin Mihai, 9,33, Crețu Adina Maria, 9,28, Schipor Larisa Andreea, 9,28. Fotografia celor care au obținut premii, doamna dirigintă. Felicitări premianților clasei a 11-a D.
Da? Bun, doamna dirigintă, elevii care au obținut mențiune, voi 2-3 pași în față. Potnar Teodora, 9,25, Popovici Cătălina, 9,17, Grigorean Simina, 9,17, Marocco Georgiana, 9,11, Hackman Marinela, 9. Felicitări tuturor, vacanță plăcută! Bun, rămâneți pe un singur rând, alături de colegii voștri. Felicitări, clasa 11-a D, vacanță plăcută. În continuare, clasa 11-a E, specializarea științe sociale, intensiv limba engleză, dirigintă doamna profesor Elena Anton. La clasa 11-a E, cu un efectiv de 32 de elevi deosebiți și cu minți, s-au remarcat următorii. Cu media 10 și premiul 1, diplomă de excelență, Costache Manuela Alexandra, Moroșan Ioana Valentina, Olenici Georgiana și Pătrăucean Bianca. Premiul 2, cu media 9,88, Confederat Ioana Miruna, tot cu media 9,88, Mister Iulia Denisa, tot cu media 9,88, Ciobâcă Maria Anastasia. Cu media 9,81, Grosu Alexandra. Și tot cu media 9,81, Câș Ioana. Premiul 3, cu media 9,78, Chirilă Iulia Melisa. 9,75, Băgu Ioana Lorena. Tot 9,75, Calancea Gabriela Maria. Tot 9,75, Cupșan Simona. Și Copiu Maria, aceeași medie. Felicitări premianților clasei a 11-a. Doamna dirigintă, în mijlocul lor, fotografia cu premianții. Bravo, felicitări! Acum să invităm și pe cei care au obținut mențiune. Voi faceți 2-3 pași în față. Mențiune au obținut următorii elevi. Puhariana, Boca Luiza Ioana, Bondor George, Munteanu Marius Luca, Parasca Emilia, Andronic Samuel Mihai, Lucian Ana Maria, Ungurean Delia Georgiana, Plămadă Rebecca Daria, Vlăișan Gheorghe Alexandru, Juravle Giorgio Alexandru și Prelipcean David Andrei. Felicitări, dragi copii, și vacanță frumoasă vă doresc! Felicitări, clasa 11-a E! Felicitări, doamna dirigintă Elena Anton! Da? Vacanță plăcută? Gata? A făcut. Clasa 11-a F, specializare științe sociale, domnul diriginte Alexandru Cioveara. Bună ziua, 11 F. S-au obținut la 11 F 11 premii și 13 mențiuni. Premiul 1, Crițcan Pavel. Teleagă Eliza, scuze. Ursuleac Denisa. Rotar Georgiana. Tolocan Nicola. Premiul 2, Sauciuc Bianca. Solcan Diana. Atudore Georgiana. Premiul 3, Păslaru Teodora. Radu Larisa. Buroiană Naomi. Da, fotografia premianților, domnul diriginte, mergeți în mijlocul lor. Teodora Păzlaru? Bun, facem fotografia celor care au obținut premii.
trei pași în față. Domnul reginte, haideți să anunțăm pe cei care au obținut mențiune. Ați făcut fotografia? Făcut. Mențiuni. Ungureanu Anastasia, Cărama Alexia, Dereflean Delia, Ardelean Adrian, Lăzurcă Magdalena, Huștuc Ioana, Tereplecea Cătălina, Piron Valentina, Mitric Maria, Olario Amalia, Mihalescu Ana, Vițega Miriam și Homa Ștefan. Felicitări tuturor și o vacanță plăcută! Da, domnul reginte, aranjați-i puțin fotografia tuturor celor care au obținut premii și mențiuni. Felicitări clasa 11F. Și am ajuns la clasa 11G. Cineva a fost prieten cu noi, cel puțin până acum, nu mai este mult și sigur va fi până la final. Clasa 11G, specializarea filologie, intensiv limba franceză, limba germană, diriginte doamna profesor Angelica Popovici. Anul școlar 2022-2023, anul școlar 2022-2023, clasa 11G, s-a remarcat pe parcursul întregului an, iar la final avem 13 premii, 11 mențiuni. Cea mai mare medie, 9,95, Molea Maria, premiul întâi. 9,90, trei medii de 9,90, Ciobanu Georgiana, Istrătoaie Gabriela Moldovan Antonia, premiul întâi. Premiul al doilea, 9,85, respectiv 9,80, Cristian Laura, Popescu Delia și Moroșan Ionela. Premiul al treilea, între 9,75-9,70, Costin Ciprian, Covaliu Laurențiu, Muntean Vasile, Ruște Tudor, Bădeliță Estera și Gnodec Iulia. Da, mulțumim doamna dirigintă, clasa 11G, fotografia celor care au obținut premii. Haideți să chemăm și elevii care au obținut mențiune. 11 mențiuni, între 9,65 și 9, Tascaluc David Claudiu. Pasă lateral, vă rog. Sofie Georgia. Lungo Andreea. Sofian Marta. Coroamă Adriana, Mutescu Andreea, Pomohaci Acuța, Arusoaie Aida, Mutescu Ciprian, Pocicu Cristina și Nichiforel Matei. Succes clasa a 11-a, succes tuturor și vacanță plăcută! Felicitări, succes clasa 11G, mulțumim doamna dirigintă Angelica Popovici, fotografia tuturor care au obținut premii și mențiuni. Cu ceva spirit german doamna dirigintă îi aranjează. Sau teuton. Da, mulțumim, vacanță plăcută clasa 11G. Vremea a fost cea care a ținut până la urmă cu noi. Vremea a fost și motivul pentru care, cu scuzele de rigoare, am grăbit puțin această premiere pe final, deși ne-am fi dorit să stați cât mai mult în față cu toții și la fotografii și la premiere și la felicitări. Din cei 657 de elevi ai claselor 5-11, 455 au primit astăzi premii și mențiuni, din care 208 premii și 247 mențiuni. Felicitări tuturor, succes în anul școlar care va urma, vacanță plăcută și toate cele bune!